Această poveste a avut loc acum 20 de ani, în timpul iernii. Pădurarul Ștefan se întorcea acasă de la avampostul său după patrularea obișnuită a domeniului forestier. Deși ar fi putut să petreacă noaptea la avampost, așa cum făcea uneori, a decis să se întoarcă pentru că îi promisese soției sale, Maria, că va veni acasă de ziua ei. Ziua fusese aspru de rece și vântoasă. Ștefan știa foarte bine că existau lupi în aceste păduri, mai ales iarna, când aceștia umblau în haite. Chiar ieri văzuse urme în luminiș. Lupii sunt animale inteligente și viclene. O persoană obișnuită ar putea crede că un singur animal a trecut pe acolo la vederea urmelor de lupi. Dar Ștefan, cu cei 20 de ani de experiență ca pădurar, și-a dat seama imediat că nu era vorba de un singur animal, ci de o haită întreagă. Urmele se urmau îndeaproape una după alta. Avea la el o pușcă, pe care o folosea rar, dacă nu era necesar. Era doar pentru orice eventualitate, la urma urmei, aceasta era pădurea și puteau apărea circumstanțe neprevăzute. Drumul spre casă nu era foarte lung pentru Ștefan. Odată ieșit din pădure, traversa un câmp pe un drum forestier și apoi ajungea în satul său. În total, aproximativ 4 kilometri. În timp ce Ștefan mergea prin pădure, poteca era vizibilă. Era luminată de luna cu chipul palid și de nenumărate stele. Pădurea era tăcută. În această liniște, se auzea doar pocnetul copacilor de la ger și scârțâitul zăpezi sub picioare. Dar, treptat, s-a întunecat complet. Luna a dispărut, acoperită de un nor care se apropia. Dintr-o dată, în fața lui, Ștefan a văzut două puncte luminoase. S-a și oprit surprins. Lupii. S-a gândit bătrânul. S-a uitat mai atent. În stânga și în dreapta, se vedeau de asemenea puncte de lumină. A aruncat o privire înapoi și în spatele lui erau mai multe puncte strălucitoare. Ei bine, asta e, sunt înconjurat. A gândit Ștefan cu teamă în suflet. Ar trebui să tragă? Dar erau prea mulți, n-ar fi avut timp să tragă din nou. Se gândea la asta în timp ce, entant, cu inima tremurândă, mergea încet înainte. Lupii se mișcau și ei, dar nu îndrăzneau încă să se apropie de el. Poate că nu vor ataca? A sperat Ștefan. Știa că lupii rareori atacau oamenii, dar acum era iarnă, lupii erau înfometați și furioși, și se știa bine că foamea schimbă comportamentul nu numai al oamenilor, ci și al animalelor. Trebuie să găsesc o modalitate de a mă salva, să mă cațăr într-un copac este singura opțiune, s-a gândit Ștefan. Lupii se apropiau din ce în ce mai mult. Frica a străpuns sufletul pădurarului. Tocmai atunci, ca din întâmplare, luna a apărut din spatele unui nor, luminând poteca și copacii. Ștefan s-a hotărât să se cațăre într-un copac, dar nu și-a lăsat pușca în urmă, deși era incomod să se cațăre cu ea. S-ar putea să fie totuși utilă, s-a gândit el. Pădurarul s-a prins repede de trunchiul unui copac și, cu toată puterea, a început să se cațăre în sus. Cu cât mai sus, cu atât mai sigur, a decis el. A găsit o creangă mică pe care și-a sprijinit piciorul, ceea ce l-a împiedicat să alunece în jos, din fericire, nu s-a rupt în frigul iernii. Lupii nu au avut timp să reacționeze înainte ca prada lor să fi scăpat. Acum nu mai puteau ajunge la el. Bătrânul s-a cocuțat pe o creangă, a îmbrățișat strâns trunchiul pentru siguranță și, involuntar, a început să-și observe urmăritorii. Mai întâi, un lup mare și experimentat s-a apropiat de copac, aparent șeful haitei. Acesta a adulmecat urmele lui Ștefan, iar apoi ceilalți lupi i s-au alăturat. Au înconjurat copacul, adulmecând urmele pădurarului, uitându-se cu lăcomie la prada de neatins. După o vreme, Ștefan, după ce s-a mai liniștit puțin și și-a adunat mințile, a rupt crengile uscate din apropiere și a început să le arunce cu toată puterea asupra lupilor. Lupii s-au mișcat, dar nu au plecat. Atunci Ștefan a tras cu pușca în aer, dar s-a clătinat puternic, iar pușca i-a scăpat din mâini, căzând direct pe pământ.
Lupii s-au împrăștiat în toate direcțiile, surprinși, apoi au dispărut în desișul pădurii. Cu toate acestea, pădurarul s-a gândit că era încă prea periculos să coboare. Lupii puteau pur și simplu să-și aștepte prada în apropiere. În timp ce mergea pe poteca din pădure, nu simțise frigul, dar acum, stând pe copac fără să se miște o vreme, începuse să simtă frigul, iar gerul îi mușca fiecare parte a corpului. Voia să se miște, dar crengile s-ar putea rupe, iar pe un frig ca acesta, se rup și mai ușor, și atunci cu siguranță va cădea din copac, se gândea Ștefan. Și-a înfășurat mai strâns haina, și-a ridicat gulerul, s-a îmbrățișat mai strâns de copac și a început să se gândească la ce să facă în continuare. Frigul a început să-l facă somnoros. Știa că nu poate dormi, dar, împotriva voinței sale, a început să țipească, ceea ce i-a secătuit puterile. Ștefan s-a trezit puțin bătându-și alternativ obrajii și a început să se gândească la soția lui, Maria. Îl aștepta acum, îngrijorată, și trebuia să se întoarcă la ea în viață și bine, pentru că se iubeau, iar dacă îi se întâmpla ceva, ea nu ar fi supraviețuit. Avea o inimă slabă, iar fiul lor crescuse și avea propria lui familie, locuind departe de ei. Trecuseră 2 ore de când fusese în copac. Probabil că lupii plecaseră, se gândi Ștefan. Îmi voi trage răsuflarea și apoi voi cobor, și-a spus pădurarul. Adunându-și ultima fărâmă de putere și voință, apucând trunchiul cu mâinile amorțite și sprijinindu-se cu picioarele, a început să coboare. Ștefan a văzut, pe lângă numeroasele urme din jurul pinului, o urmă adâncă care ducea în desișul pădurii. Au plecat, urmându-și urmele unul altuia, a gândit Ștefan, simțindu-se ușurat. A coborât și-a luat pușca, care îl salvase de data aceasta, și, abia mișcându-și picioarele înțepenite, a ieșit din pădure și a traversat câmpul. Se crăpa de ziua, dar satul încă dormea. Nu se vedea fumul din coșuri, nu se auzea niciun lătrat de câine, doar o lumină la fereastra casei sale. Iubita lui soție, Maria, încă îl aștepta. Așa îi spunea el. Aceasta este povestea pădurarului Ștefan. Dragi telespectatori, dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rugăm să-l apreciați și să vă abonați la canalul nostru. La revedere!